cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm atacul pe direcția eleanului, volei. Tema se adresează clasei a 6 -a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului, în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, aplicarea procedelor tehnice de bază în acțiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina Educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare șase mingi Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări: Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare, se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii, în plus față de contactul blocajului, pentru a o retrimite în terenul advers. În clasa 6 anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei, și anume: serviciul de sus din față, preluarea serviciului de sus din față, ridicarea înainte, atacul pe direcția elanului. Model de joc 6 la 6 fără specializarea pe zone și pe posturi, cu ridicător în zona 3, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 6 la 6, cu ridicător în zona 3, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac, ridicare înainte din zona 3 spre zona 4, ridicare înainte din zona 3 spre zona 2, atacul pe direcția elanului din zona 2, informații cu caracter sportiv, noțiuni privind organizarea atacului în condiții specifice celor două structuri de joc după preluarea serviciului și după preluarea atacului, cunoștințe privind regulile de joc, rotația jucătorilor, acordarea punctului, greșela la serviciu, greșel la fileu. Elemente specifice atacului Serviciul Ridicarea și atacul lovitura de atac. Este executată în urma unei sărituri prin care elevul ajunge să aibă contact cu mingea deasupra nivelului superior al fileului. Are scopul de a realiza un punct prin transmiterea mingii în terenul advers, astfel încât să nu poată fi recuperată de echipa adversă. Trebuie realizată cu o direcție și forță adecvate pentru a evita blocajul echipei adverse. Este un element tehnic care se învață și se perfecționează după o perioadă mai lungă de timp care depinde de calitățile fizice ale fiecărui elev. Lovitura de atac se poate executa din Prima lovitură, când mingea vine direct de la adversar peste fileu bună de atac. A doua lovitură, imediat după prima pasă a unui coechipier. A treia lovitură, după preluarea și pasa coechipierilor. Fazele loviturii de atac sunt elanul, bătaia desprinderea, zborul, lovirea mingii și aterizarea. Câteva restricții ale loviturii de atac. Un elev lovește mingea în spațiul de joc al echipei adverse, un elev din linia 1 poate efectua lovitură de atac la orice înălțime, cu condiția ca acel contact cu mingea să fie avut loc în interiorul propriului său spațiu de joc. Un elev din linia a doua aflat în spatele liniei de atac poate efectua o lovitură de atac la orice înălțime. În momentul săriturii sale, talpa piciorului picioarelor elevului nu trebuie nici să atingă, ci nici să depășească linia de atac. După ce a lovit mingea, el poate să revină pe sol în interiorul zonei de atac. Niciunui elev nu îi se permite să realizeze un atac efectiv asupra serviciului advers atunci când mingea este în zona de atac și în întregime deasupra marginii superioare a fileului. Lovitura de atac poate fi de pe loc sau cu elan, cu bătaie pe un picior sau bătaie pe două picioare simultană succesivă, drept pe direcția elanului întors sau roată rotativ, din pasă scurtă sau pasă în urcare, lobată plasată. Lovitura de atac pe direcția elanului. Este primul procedeu tehnic de atac care se învață și constă în trimiterea mingii după lovire pe direcția elanului. Mecanismul tehnic. Elanul. Ultimul pas este mai lung și mai energic, contactul cu solul realizându-se începând cu călcăiul, blocându-se astfel deplasarea, ceea ce duce la transformarea vitezei de deplasare orizontală într-una ascensională. Bătaia. Tălpile paralele, genunchii flexați, trunchiul ușor aplecat, brațele orientate spre înapoi jos, privirea spre minge, Membrele inferioare și trunchiul se extind simultan cu avântarea brațelor spre înainte. Zborul Ambele brațe se avântă spre înainte sus, brațul care lovește mingea ajuns la verticală se îndoaie înapoi din articulația cotului. Lovirea mingii se execută prin ducerea activă a brațului întins cu toată palma deasupra liniei mediene a mingii, imprimindu-se o traiectorie descendentă. Aterizarea se realizează pe ambele picioare prin flexia articulațiilor gleznelor și genunchilor. Indicații metodice Elanul cel mai frecvent folosit este acela de 1-2 pași. Cu cât se fac mai mulți pași, cu atât coordonarea și sincronizarea săriturii cu momentul lovirii mingii va fi mai dificilă. Bătaia se execută prin rularea tălbii de la călcăi spre vârf. Desprinderea și zborul trebuie realizate cât mai pe direcția verticală pentru a nu atinge fileul. Lovirea mingii trebuie executată scurt, rapid, contactul cu mingea făcându-se într-un timp extrem de scurt. Aterizarea trebuie realizată cât mai elastic prin rularea tălpii de la vârf spre călcăi pentru amortizarea șocului contactului cu solul și pregătirea elevului pentru o nouă acțiune. Metodica învățării Desprinderi de pe loc și cu elan de 1-2 pași, același exercițiu cu executarea lucrurilor de brațe, simulând lovirea mingii. Exersarea elanului pe semne trasate cu creta pe sol. La 5-6 metri de perete, sărituri de pe loc aruncând și prinzând mingea din săritură cu brațele întinse deasupra capului. La 5-6 metri de perete, atac în podea, astfel încât mingea să ricoșeze spre elev. Efectuarea loviturii de atac de pe loc și cu elan la mingea ținută de profesor, partener care stă în picioare pe scaun. Același exercițiu din mingea aruncată la fileu. Lovitură de atac pe direcția elanului din pasă cu traiectorie medie între doi elevi situați în două zone apropiate. Greșeli frecvente În timpul elanului și bătăi, neurmărirea mingii cu privirea, ritmul pașilor este prea lent sau uniform, ultimul pas de elan este scurt, brațele nu efectuează mișcarea de avântare, bătaia se efectuează pe vârfuri. În timpul zborului și lovirii mingii, coordonarea greșită a segmentelor corpului în aprecierea momentului de lovire a mingii, lovirea mingii de jos în sus, lovirea mingii fără flexia palmei pe antebraț, în timpul aterizării, poziție dezechilibrată, brațul de lovire coboară rigid și agață fileul. Mulțumirea elevilor de la școala gimnazială numărul 12, Bogdan Petricei cu HD Constanța, îndrumați de profesorul Viorel Preșbeanu cred în educație în educație fizică și sport cred